Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Dorin Baraboi este printre moldovenii care au plecat clandestin din Moldova. A trăit multe provocări și chiar a fost la un pas de moarte în încercarea de a ajunge peste hotare. Totuși, de câțiva ani, bărbatul este stabilit în Germania împreună cu soția și copiii. Micuții au reușit să se integreze și chiar să înțeleagă de ce părinții au fost nevoiți să plece atât de departe. Prima oară am venit în Germania, anii 95. Aici am un frate cel mai mare, care el e cu cetățenie germană și mă porneam la el. Trebuia să ajung la el. În altă parte, nu. Noi suntem 5 frați care toți suntem aici pe loc. Atunci a venit pentru prima dată Dorin Baraboi în Germania. Ca și mulți alți moldoveni, a trebuit să treacă prin multe încercări până a ajuns în această țară. A plecat clandestin și nu a reușit să ajungă din prima încercare, ci abia din a șasea. Avea un traseu bine stabilit. Trebuiau să meargă prin Ucraina, Polonia, după care ajungeau în Germania. Nu singur. Când ne porneam. 4, 5, nu mai puțin de 4. Da. Mergeați practic pe jos întotdeauna. Cel mai mult pe jos, da. De Polonia și cât prin Germania, mai mult pe jos, da. Cât eram în regiunea de 30 de kilometri de graniță, aici trebuia pe jos să mergem. Când ne depărtam deja mai departe de graniță, ne puteam urca la un tren, la un autobuz. Aveam bani de buzunar, mai stăteam la hotele, erau hotele așa mai simple, mai cu $10 pe noapte, pe mâncare din magazine. Și nu era problema de mâncare și de dormit, dar problema era în altceva, în stresuri, în frică. Dorin își amintește de clipele când moartea era atât de aproape, iar întâlnirea cu poliția de frontieră i-a salvat viața. 30 de secunde trebuie să treci apa și repede te îmbrăcai, reziști. Au fost cazuri de azi când am stat vreo 2 zile sub un pod la o cale ferată și ploua așa de tare că nu puteam să trecem râul, că era apa mare. Și atâta frig am strâns că simțeam că nu mai am putere. Și cred că a treia zi deja ne-au prins poliția și am spus chiar mulțumesc că m-au prins, că cred că muream. Atâta frig și frică. Deci ne-au prins poliția, am stat vreo 2-3 zile la ei și ne-au transportat acasă. Pe 12 aprilie a ajuns în Germania. A trecut prin apă, deși afară era încă zăpadă. Nu se poate de uitat. Nu, aia este să rămas în memorie pe tot timpul. Nu, este că au fost niște zile foarte grele și nu se poate de uitat. A fost foarte bine, dar tot în privința la frică și stresul și cu psihic te îmbolnăvești. Eram fără acte, la lucru nu puteai să lucrezi liniștit, că trebuia să te uiți. Nu vine poliția, nu vine... Da, în ziua de azi nu se compară cu anii din trecut. Nu erau așa de mulți, oricum, când te întâlneai cu un moldovean, era o sărbătoare. Era o bucurie în suflet. Acum nu vrei să te întâlnești. Da, atunci, drept, nu erau așa de mulți ca acum. În 2002, moldoveanul a ajuns pe mâna poliției din nou și a fost deportat în Moldova. Tot în acest moment, i s-a interzis să vină în Germania pe un termen de 10 ani. După ce a revenit acasă, a înțeles că nu are la ce rămâne, așa că a luat drumul privegiei, de această dată în Rusia. Rusia e... nu aș spune că e o diferență mai mare ca la noi. E aceeași... murdării pe stradă, aceeași needucație, poți te trezești cu ceva în cap mergând pe drum. Nu e o diferență de Rusia și Moldova.
A muncit 10 ani în Rusia, după care a revenit în Germania. Dar despărțirile de cei dragi au rămas la fel de dureroase. Asta vreau să vă spun că era foarte trist când venea momentul de plecare. Foarte trist îmi era și mie și cred că copiii, poate ca copii, nu mai puneau așa mult la suflet, dar eu și soția, despărțirile erau foarte, foarte triste. Eu nu sunt bărbat, dar am vărsat lacrimi foarte multe la despărțiri și de asta și ne-am hotărât să ne unim, ori aici, ori acolo. Foarte greu din cauza că sufeream, cred că câte o săptămână eram practic, nici nu putem vorbi. Suferi, e greu, copiii când vine tata, când am să vină, când... Dar pentru mine foarte greu era momentele acelea. Apoi urmă ne mai trecem câte o leacă, știam că aici mai trece o săptămână, încă una, așa să vină. Suferea nu doar Alona, dar și copiii, iar aceste despărțiri i-a învățat câteva lecții prețioase. A fost greu, pentru că adică eu când eram mică, el era în Rusia și adică îl vedeam foarte rar. Și era greu, adică vreau să-l am lângă mine, pentru că eram adică mică și vreau să am amândoi părinți lângă mine. Dar când vinea, mă bucuram mult când aduce dulciuri, cadouri, era foarte frumos. Cum erau despărțirile? Grele, e că plângeam câteodată foarte mult, pentru că ne era dor, știam că da, acum nu-l mai văd o perioadă de timp, iar nu-l mai văd mult și da, că vrem să stai lângă mine. Am înțeles că sunt câteodată trebuie să înveți să te disparți oameni și trebuie să apreciezi timpul care petreci cu dânsul, pentru că ei nasc și întotdeauna lângă tine. Nu toți oamenii trăiesc așa de ușor, că sunt oameni care trăiesc foarte greu și când tu ai ceva, trebuie să te bucuri de asta și nu trebuie când vezi la cineva ceva, să nu zici vreau și eu. Trebuie să înveți să fii mulțumit cu ceea ce ai. Însă pentru că micuții creșteau fără tată, iar soția fără soț, au luat decizia de a se stabili în Germania împreună. Nici n-am avut niciodată intenția ca să vin cu totul în Germania. După anii munciți în Rusia, mi-am terminat construcțiile acasă, am zis că nu-mi lepăd casa nici într-un caz. Eram patriot. Și am zis că vin la Germania să lucrez în 3 luni și toată iarna mi-ajunge de trai. Dar s-a schimbat altă situație, nu a fost așa cum m-am gândit la noi din ce în ce mai greu se făcea, la noi un post de muncă nu-l avem, o leafă nu vine din nicăierea, dar cel mai mult a venit pentru viitorul copiilor. Întâi am întrebat copiii dacă sunt de acord să ne mutăm, copiii atât așa au așteptat, au fost foarte de acord. Noi am venit pentru prima dată în Germania în vara 2014, am venit în 3 luni, cât copiii au fost în vacanță, la soț în ospiție. Atunci, drept să vă spun, nu avem răbdare să ne ducem acasă, că nu avem ocupații, copiii fără prieteni, am stat noi o lună jumătate, aproape două, ne ducem acasă, ne-am dus. Am ajuns acasă, de acolo aici atât de frumos verdeață, flori, curat, lumea respectuoasă, alt magazine, ieșăm la plimbare. Când am ajuns acasă, de acolo, deși n-am mai rămas un pic acolo. Apoi, în 2015, ne-am hotărât și am venit cu totul. Oricum am venit tot pe vară, nu știam, n-am luat nici documente la copii, nimic de la școală. Și am stat noi și le-am mai analizat pentru și iar despărțările astea. Soțul aici și noi acolo cu copiii suferă, băietul crește fără tată, fetele. La Moldova știam că n-a să am un viitor așa de bun ca aici. Vrem să văd locuri noi, vrem să învăț o limbă nouă, pentru că te ajută în viață când știi mai multe limbi, de exemplu. Aici ai un viitor mai bun, ai posibilități mai multe ca Moldova. Prima dată când am venit, ne aduc aminte, adică în primele zile, când ne-a scos tata în oraș, eram așa bucuroși când ne-am dus la mall și eram așa, la Moldova nu ne ducem așa de des, era așa frumos tot.
tot și era curat pe străzi și clădirile sunt frumoase și da, adică... Acum nu regretăm, sincer, chiar zicem că am făcut pasul ăsta, că dacă, oricum îl facem, că mai durem, că mai târziu, oricum la Moldova s-a ajuns foarte greu de... de trăit. Prima perioadă a fost de acomodare. Soții Baraboi ne-au mărturisit că nu s-au așteptat ca micuții să se integreze atât de rapid. În începutul primele două luni cam greu. Fata mai mare mai suferie că era mai mare. Dar asta mică, cel mai tare de dâns am retrăit când a să adapteze. E la grădiniță am dus-o. Spune mama, dar sâmbătă nu pot să mă duc la grădiniță. Sau duminică, vreau și sâmbătă. E nu știe niciun cuvânt, dar e așa de tare să trăge la grădiniță. Pentru că aici, nu știu, au foarte multe jucării. Comparația grădinița de la noi din sat și comparația de, e foarte mare. Eu la școală prima dată când m-am dus, apoi era foarte greu, pentru că nu înțelegem nimic când am venit, apoi nu știam deloc limba. Și da, m-am acomodat repede, adică am învățat repede limba, în aproximativ 4 luni mă descurcam. După un an am învățat-o bine și acum tot o știu. Da, adică prieteni tot am găsit repede. Mediul în care trăiesc este unul prielnic pentru toată familia. Iată de ce și-au găsit în Germania liniștea care le lipsea atât de mult în Moldova. În primul rând, e o țară civilizată, e educație. În primul rând, aici nu ne diferează că noi suntem străini sau avem aceleași, ce primește neamțul, ce primim și noi, ajutor pentru copii, cât primește neamțul, atât primim și noi. Nu e nici o diferență dintre noi și ei. În primul rând, curățenia, oamenii pozitivi, zâmbitori, și cultura lor, educație. N-ai să vezi niciodată un neamț să râdă cum vorbești sau cum ești îmbrăcat sau la dânci, nu știu, e altă cultură. Această țară i-a cucerit prin legi bine gândite, dar și facilități care sunt oferite din partea statului. Primii 3 ani am fratele mai mare, are firmă din moldoveni, firmă mare de construcții și am muncit la el în firmă. Și după asta am probleme cu spatele, nu mai pot la construcții și iarăși ajung ajutorul lui sora. Mi-a dat la un birou curățenie cu soția împreună, avem contracte de muncă, lucrul e la cald, e curat, e ușor. Salariul ne ajunge, primim ajutorul pentru copii, aici ne se dă 200 de euro primim de copil, la 3 copii avem iar 600 de euro. Adică oricum diferența, cum spune la noi că ori că se dă sau ori se dă, nici nu știu, 200 de lei de copil, așa spun. Diferența dintre 200 de lor și 200 ce primim noi aici, 100 de euro, cam ajunge să îmbraci un copil de la papuci până la cușmă. Dar la noi cu 200 de lei, nici un perechi de papuci de vară noi ei. Cum chiar o dușim o viață, cum ne dorim înainte, împreună toți. În plus, sistemul educațional este unul în care cei mici sunt independenți și liberi să-și organizeze timpul după bunul plac. Nu au teme practic deloc, le fac acolo, la școală, că după școală, care copiii sunt mai mici, au hort, se numește, nu știu cum devenește, teme pentru acasă, au undeva acolo un club, se duc și fac temele, dar acasă, practic, eu nu prea i-am văzut să facă. Dar fata mai mare are teme. În Moldova e mai greu, pentru că, de exemplu, când am venit aici, în primul an, apoi, de exemplu, la matematică știam toată materia, adică din clasa a 4-a din Moldova. Și ne-a venit aici o leacă mai ușor la școală din cauza asta. E la Moldova e mai greu decât aici, dar nici aici nu e ușor, adică la școală. Am învățat-o la grădiniță germană și română vorbesc acasă și pot. Deci este greu să vorbești română? Câteodată. De ce? Când tot ziua eu vorbesc german, că sunt la școală.
Și acasă nu s-a așa de mult timp. Așa se face că în Moldova oamenii și rosesc anii de viață pentru o casă în care nu pot locui din lipsa unor locuri de muncă și a unor condiții decente de trai. Știți cum, nu ne pare rău că am venit, dar câteodată așa avem câte o durere în suflet. Vrem acasă, dacă vedem ce se întâmplă acolo, știți cât de repede ne trece dorul ăsta. Vreo 10 ani cât am muncit la Rusia, nu ne-am permis nici la o mare, nu ne-am permis la un munte, nu ne-am permis complet nimic, ca să terminăm construcția, să putem să fim și noi în rând cu lumea. Și la un moment, a venit momentul că am încuiat toate ușile și a rămas Dumnezeu să aibă grijă de casă, de restul nu. Practic 10 ani în care ați muncit, cumva? Au rămas încuiate. Și asta ne supără foarte mult. Și oricum, și aici e foarte bine, nu ne lipsește complet nimic, dar ne lipsește Moldova noastră și casa. Simțim lipsa. Privim și noi televizorul, privim pe internet câți bani se duc în Moldova, cât se investesc în țara noastră. De unde sunt banii ăștia? Moldova noastră trebuie să fie... Aici, când ne ducem în sat, în Germania, tot asfaltuit, pietruit, o frumusețe, fix așa ne gândim, uite, căsile noastre, fix așa ar trebui să fie. Dar la noi o șoseau bună, noi, nimic, greu. Dar tot de la conducere. Conducerea cum dictează, așa se face. Ne-am dezamăgit și la alegerile prezidențiale, așa de tare și la este parlamentare. În Germania poartă cu ei tot ceea ce îi leagă de casă. Aici suntem toți, adică, de exemplu, acolo am fost la mari sau acolo tot. Aici am tot aici în Potsdam. Adică sunt în multe locuri în țeși, astăzi eu când sunt mici. Da, asta ești tu? Da. Ce vârstă aveai aici? Nu știu, cred că 6 ani. Și erai în Moldova? Da, sunt Moldova aici. Și acolo sunt tot în Moldova, asta a fost în prima mea zi de școală. Se simte numai... Când intrăm, trecem granița, chiar același aer se simte. Simțul că noi suntem acasă la noi, că noi suntem pe pământul nostru. Aici e bine, dar noi simțim că nu suntem la noi, suntem la ei. Când mă duc, apoi pot să mă duc acolo și nu mă deranjează nimeni. Până pătru și pot stau, ascult muzică, citesc, știu că așa e locul meu. Noi avem vacanță o dată în an, ne ducem 3 săptămâni. 3 săptămâni pentru mine trec ca 3 ore, așa nu le simt. Vreau să mă fiu mai mult în ograda mea, știu că, într-adevăr, eu stăpân acolo în ograda și aici am apartament, dar iarăși e lor, nu e meu. Tot frumos, puteai să sari, să te joci afară, stai cât vrei afară. Cel mai mult timp îl petrec cu prietenii, pentru că știu că n-a să-i văd iar de multe ori. Plecăm, vorbim, ieșim, da. Acolo tot nu sunt așa multe posibilități unde poți să ieși, ca aici. Ce faci vara când te duci acasă? Eu văd pizza țăileană și mai văd prietenii, văd pe câinele meu. Jack îl cheamă. Când ne ducem oricum cu bucurie, că e casa noastră. Am scos via, am făcut parc acolo, am pus copaci, levadă, miericul. Și sora noastră mai are grijă și ne trimite poză, cireșele când scoc și așa vrem și noi. Da, da, a să încerc, a să vedem. Vă gândiți să reveniți definitiv în Republica Moldova? Grea întrebare. Vrem. Sincer, vrem. Da, a să mai vedem cum o să mai fie pe timpul. Am așteptat acum de la alegerile care au fost, am așteptat alte rezultate. Rezultatele nu au fost care le-am așteptat, pentru că noi aici, eu nu am votat, pașaportul e expirat și nu ne-au dat voie. Vrei să revii în Moldova? În Germania. De ce? Că aici e mai ușor și mai bine. O leagă decât la Moldova, că la Moldova e mai greu la oameni decât aici. Noi, părinții, cred că da, dar copiii sigur că nu. Și cred că
toți moldovenii care sunt în Germania, cred că noi să ne întoarcem, dar copiii, nici un copil nu cred că să mai întoarce în țară. De ce? Fiindcă ei deja și au văzut viitorul lor. Oricum copiii noștri cred că nu o să mai întoarce, că și asta e cel mai dureros, pentru că Moldova câte un pic dispare. Da, vreau să salut toți prietenii, toți cetățenii Moldovei și ne pare rău de alegerile care n-aș spune că le-ați ales, că le-au ales ei singuri, dar ce să facem? Trebuie să luptăm și să mergem înainte. Bilucea și Pirina, salut! Ne-i dor de voi! Să fii curajoși și să facă măcar care a rămas schimbarea în țară. Că noi de aici, cum putem, facem și noi cât putem. Salutări la prieteni și familie, mi-e dor de voi și sper ca să ne vedem curând. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți aproape oriunde v-ați afla. Această emisiune apare cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova.